Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. O șoferiță beată a provocat un accident cu trei mașini. Bun găsit tuturor! Sunt Cătălina Biholar, încep știrile intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei, aflată sub influența băuturilor alcoolice. O șoferiță în vârstă de 38 de ani a provocat un accident cu trei mașini în zona sensului giratoriu de la intrare în Suceava dinspre Moara. Procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Suceava i-au pus sub acuzare pe patronul și pe directorul firmei de transporturi, la care era angajat șoferul care a provocat accidentul de la Cumpărătura, în urma căruia 5 persoane au decedat. Iar după mai multe zile cu temperaturi caniculare, vin furtunile. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de tip cod galben de instabilitate atmosferică. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe lac. Aflată sub influența băuturilor alcoolice, o șoferiță în vârstă de 38 de ani a provocat un accident cu trei mașini în zona sensului giratoriu de la intrarea în Suceava dinspre Moara. Femeia s-a izbit cu mașina într-un alt autoturism pe care l-a proiectat într-o altă mașină. În urma impactului, două persoane au ajuns la spital cu leziuni ușoare. Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a arătat că avea o concentrație de 1,48 de miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Ulterior, femeia a fost dusă la spital pentru recoltarea probelor biologice de sânge. Accidentul rutier s-a produs în după-amiaza zilei de marți, în jurul orei 16:20, la intrarea în Suceava dinspre Moara. O șoferiță nu a păstrat distanța regulamentară și s-a izbit cu mașina într-un alt autoturism pe care l-a proiectat într-o altă mașină. Accidentul a fost surprins parțial de o cameră de supraveghere. În imagini se observă că în momentul producerii tamponării se circula în coloană. După impact, o persoană a coborât din mașină și s-a pus pe o bordură de pe marginea drumului, ceea ce părea o banală tamponare în lanț a avut totuși consecințe însemnate. Două persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii care s-au deplasat la fața locului pentru a cerceta evenimentul rutier i-au pus fiol la șoferiței care a provocat accidentul și au constatat că femeia s-a urcat la volan sub influența băuturilor alcoolice. Ea avea o alcoolemie de 1,48 de miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Șoferița a fost dusă la spital pentru recoltarea de probe biologice de sânge. Procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Suceava i-au pus sub acuzare pe patronul și pe directorul firmei de transporturi, la care era angajat șoferul care a provocat accidentul de la Cumpărătura, în urma căruia 5 persoane au decedat. Cei doi sunt cercetați sub aspectul comiterii infracțiunilor de ucidere din culpă și nerespectarea atribuțiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparațiilor. Procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Suceava au anunțat că au extins urmărirea penală față de o persoană juridică și două persoane fizice în cazul accidentului de la Cumpărătura Soldat cu decesul a 5 persoane, dintre care 2 copii de 8 și de 10 ani. Procurorii cercetează atât firma care l-a angajat pe șoferul care a provocat accidentul, cât și pe patronul, respectiv directorul acesteia. Potrivit anchetatorilor, cei doi nu și-au îndeplinit atribuțiile stabilite prin actele normative din domeniul transporturilor în ceea ce privește verificarea condițiilor tehnice de securitate, efectuarea reparațiilor și intervențiilor tehnice necesare, constând în verificarea și înlocuirea periodică a anvelopelor uzate la ansamblul rutier de vehicule implicat în accident. Uzura excesivă a condus la explozia anvelopei din partea stângă fața autoutilitarei, din cauza căreia șoferul a pierdut controlul volanului fără a mai putea redresa mașina. Vă amintim că accidentul s-a produs pe 1 iulie pe drumul european 85. Șoferul unei autocisterne a pătruns pe contrasens și s-a izbit violent într-o mașină de teren în care se aflau cele 5 persoane. În urma impactului, șoferul autocisternei a scăpat cu răni ușoare, însă toate cele 5 persoane aflate în mașina de teren au decedat. La începutul anchetei, oamenii legii au luat în considerare mai multe posibile cauze ale producerii accidentului, printre care explozia unui pneu și neatenția șoferului, care ar fi putut să doar
formă la volan. După accident, anchetatorii au cerut o expertiză tehnică a mașinii, care a scos la iveală faptul că tahograful care trebuia să arate printre altele timpii de odihnă ai șoferului a fost măsluit. După ce, în urmă cu mai puțin de o lună, un băiat în vârstă de 10 ani a dispărut în apele râului Siret, pe raza orașului Liteni, marți după amiază, încă un copil s-a necat în zona barajului de pe râul Suceava, în localitatea Mihoveni. În urma acestei tragedii, autoritățile atrag din nou atenția cu privire la importanța respectării regulilor de siguranță la scăldat. Este esențial să se evite scăldatul în locuri neamenajate și să se respecte măsurile de precauție. Din păcate, încă un copil și-a pierdut viața anecat. Avea doar 14 ani, iar tragedia s-a petrecut în zona unui baraj pe râul Suceava, de pe raza localității Mihoveni. După apelul efectuat la 112, în care martorii menționau faptul că băiatul nu mai ieșise la suprafață de câteva minute, ne-am deplasat la fața locului cu un echipaj cu o barcă pneumatică, concomitent fiind solicitate și două echipaje de scafandri. Ca resursă medicală a fost trimis un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava cu medic. Trupul băiatului a fost recuperat și adus la mal de către colegii aflați cu barca și cu echipamentul specific și imediat au început manevrele de resuscitare. Din nefericire, acestea nu au avut rezultat, iar medicul nu a putut decât să constate decesul. Tragedia de la Mihoveni, unde un copil de 14 ani s-a necat în râul Suceava, subliniază încă o dată necesitatea respectării regulilor de siguranță la scăldat. Autoritățile atrag atenția asupra importanței de a alege locuri special amenajate pentru scăldat și de a evita acest lucru în cazul în care nu știți să notați extrem de bine. De asemenea, este foarte important ca părinții să-și supravegheze constant copiii atunci când aceștia se află în apă sau în apropierea acesteia pentru a preveni tragedii similare. Așadar, pentru a preveni accidentele la scăldat este esențial să fie respectate câteva reguli de bază. Scăldatul trebuie să aibă loc doar în zone special amenajate și este indicat să nu vă aventurați să notați dacă nu aveți abilitățile necesare. În notul solitar trebuie evitat, iar în notul în stare de ebrietate sau pe timp de noapte este strict interzis. De asemenea, folosirea saltelelor cu aer sau altor elemente plutitoare este descurajată. Părinții au un rol foarte important în supravegherea constantă a copiilor, fără a-i lăsa nesupravegheați niciun moment în apă sau în apropierea acesteia. Pentru a preveni incidentele în zonele neamenajate, autoritățile locale sunt îndemnate să amplaseze semne de avertizare vizibile inscripționate cu mesajul pericol de nec. Astfel de măsuri pot salva vieți și pot împiedica repetarea unor tragedii similare cu cea de la Mihoveni. În plus, reamintim faptul că în urmă cu mai puțin de o lună, un băiat în vârstă de 10 ani a dispărut în apele râului Siret pe raza orașului Liteni. Mai multe echipaje de pompieri și scafandri de la inspectoratele pentru situații de urgență Suceava, Botoșani și Neamț, precum și un echipaj de la Serviciul de Ambulanță Suceava, au participat la misiunea de căutare. După mai multe zile cu temperaturi caniculare, vin furtunile. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de tip cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă până în după amiaza zilei de joi, 18 iulie, în județele Suceava, Neamț, Botoșani și partea vestică a județului Bacău. Potrivit meteorologilor, instabilitatea atmosferică se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii, grindină, descărcări electrice și averse torențiale. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-25 de litri pe metru pătrat și izolate de peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Numărul amenzilor aplicate de Garda Forestieră Suceava s-a triplat în prima jumătate a anului 2024, iar volumul lemnului confiscat valoric a crescut spectaculos, depășind 40.000 de metri cubi. În lunile mai și iunie, inspectorii au desfășurat aproape 250 de controale, dintre care peste 150 doar în luna iunie, potrivit inspectorului șef Mihai Gășpărel. Aceste controale au inclus inspecții parțiale și de fond, multe fiind axate pe predarea în pază a suprafețelor cu proprietari necunoscuți. În urma inspecțiilor din luna iunie, Garda Forestieră Suceava a inventariat 190 de metri cubi de masă lemnoasă tăiată ilegal, depunând 7 sesizări penale pentru tăiere ilegală și 6 pentru furt de materiale lemnoase, cu un prejudiciu total de 110.300 de lei, transmite Mihai Gășpărel. Potrivit acestuia, în aceeași lună au fost efectuate 7 controale privind circulația materialelor lemnoase, fiind confiscat un total de 15.954 metri cubi de lemn, valoric și fizic, însumând 5.000
3.653.515 lei. Pe lângă acestea, mai spune șeful Gărzii Forestiere Suceava, au fost realizate 29 de controle la exploatări forestiere, 68 de verificări de acte de punere în valoare și 153 de verificări ale sistemului SUMAL. În luna iunie, Garda Forestieră Suceava a aplicat 128 de amenzi, totalizând 532.500 de lei. În primele 6 luni ale anului 2024, Garda Forestieră Suceava a efectuat 736 de controle, cu 74 mai multe decât în aceeași perioadă din 2023. Numărul amenzilor aplicate a crescut de la 286 în 2023 la 930 în 2024, iar valoarea acestora a crescut de la 1.731.600 de lei la 2.923.500 de lei. Volumul de lemn confiscat fizic a crescut de la 1.378 metri cubi la 1.777, iar cel al lemnului confiscat valoric a crescut de la 7.421 metri cubi la 40.665. În contrast, volumul masei lemnoase tăiate ilegal a scăzut de la 1.254 metri cubi în 2023 la 631 metri cubi în 2024, a mai arătat Mihai Gășpărel. Corala Ciprian Porumbescu a Asociației Sing Bucovina a marcat un an de la succesul de la World Choir Games în Coreea de Sud și 121 de ani de la înființare printr-un concert aniversar în Parcul Central din Suceava. Dirijorul Alexandru Semeniuc a condus evenimentul alături de invitați surpriză. Accesul a fost liber, iar organizatorii au amplasat 200 de scaune pentru spectatorii care s-au bucurat la această seară de culori sonore ale folclorului românesc. Corala Ciprian Porumbescu a Asociației Sing Bucovina a celebrat alături de publicul sucevean două momente importante, un an de la succesul obținut la World Choir Games din Coreea de Sud și 121 de ani de la înființare. Concertul aniversar a avut loc în Parcul Central al municipiului Suceava și a fost dirijat de Alexandru Semeniuc. Accesul la eveniment a fost gratuit, iar spectatorii s-au putut bucura de un cadru festiv și confortabil. Alături de corala Ciprian Porumbescu a participat și un invitat surpriză care a bucurat publicul nespus. Cu binecuvântarea arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților a susținut un recital părintele Ieremia Sărmaș, cel care în trecut a câștigat un concurs național de talente, iar acum este călugăr la mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou din Suceava. Evenimentul Culori Sonore ale Folclorului Românesc a fost organizat de Asociația Sing Bucovina în colaborare cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Înființată acum 121 de ani, Corala Ciprian Porumbescu continuă să fie un reper cultural important în regiune.
Municipiul Câmpulung Moldovenesc găzduiește între 19 și 21 iulie a 35-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor Întâlniri Bucovinene, un eveniment cultural de referință care aduce împreună 300 de artiști din România, Polonia, Ungaria, Ucraina și Republica Moldova. Anul acesta, sâmbătă, pe 20 iulie, pe scena festivalului vor urca Lupii lui Calancea și surorile Osoianu. Programul bogat al evenimentului include Parada Portului Popular, Festivalul Concurs Județean de Folclor Comori de Suflet Românesc și Festivalul Bucovinean al Științei. Pe scena festivalului vor evolua ansamblul Ciprian Porumbescu, Lupii lui Calancea, surorile Osoianu, Gabriela Teișanu, Ion Drăgan, Elisa Hechelciuc, Călim Brăteanu și Taraful Pălărioșilor. În Parcul Fântânii va avea loc Târgul Meșterilor Populari, iar platoul central va găzdui Târgul Producătorilor Locali și Târgul de Turism al Bucovinei. Totodată, un iarma roc va fi organizat în parcarea din piață. Întâlniri bucovinene a devenit un punct de referință în peisajul cultural al Câmpulungenilor. Festivalul va include momente artistice de excepție, expoziții de meșteri populari, degustări de produse tradiționale și multe alte surprize care vor transforma acest eveniment într-o experiență culturală completă pentru toți participanții. La acest important eveniment bucovinean participă peste 300 de artiști din cele 5 țări, Polonia, Ungaria, Ucraina, Moldova și România. Foarte important de precizat că acum avem peste 210 pensiuni ocupate, meșteri populari care sunt coordonați de Centrul Cultural Bucovina sunt în număr de 17, nu lipsește produs în Bucovina, importanți agenții economici în număr de 20 vor fi prezenți la Câmpul Lung, producătorii locali pe care îi promovează Direcția Agricolă vreo 11 producători locali, am și un iar maroc în care sunt peste 40 de comercianți, vom avea și un foc de artificii și profit de această ocazie să invit pe toți bucovinenii, toți sucevenii, câmpulungenii și nu numai, și în special și turiștii care tranzitează județul Suceava, să poposiți începând de vineri 19 iulie, sâmbătă și duminică 20 iulie, să vedeți acel festival cu acele comori adevărate, bucovinene și nu o să regretați niciodată. Festivalul promite, ca în fiecare an, o experiență culturală de neuitat, cu o multitudine de activități și spectacole care vor celebra tradițiile și folclorul bucovinean într-un cadru festiv, plin de cântec, dans, culoare și arome. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor și astăzi e jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin! Bună, Cătălina! Bine v-am regăsit! Vorbim astăzi despre lucruri ceva mai relaxate, așa? Despre softoase. Soft, da? Despre evenimentele frumoase care se întâmplă în această perioadă în municipiul și în județul Suceava. În municipiul Suceava, Corala Ciprian Porumbescu, Asociației Sing Bucovina, a împlinit 121 de ani și un an de la marele premiu pe care l-a obținut în Coreea de Sud și a marcat acest lucru printr-un concert în aer liber, discret aș putea să zic, așa, și foarte elegant totodată, în centrul municipiului Suceava, în Parcul Central. Acolo a mai fost un astfel de concert și anul trecut. Da, managerul Ionuț Vichente Irisoi pare mai tânăr, cum 121 de ani și cu 20, dacă a început 141 de ani. E mult mai tânăr, nu? E o greșeală. E cumva din generație în generație de la Ciprian Porumbescu încoace. Se transmite. Da, eu o corală, l-am avut și eu invitat în câteva rânduri pe tânărul Ionuț, Nisoi. Care e foarte pasionat. Da, dincolo de faptul că e și foarte pasionat, da. Și el cântă. Și a făcut și acest opera și multă lume spunea că nu o să reușească, fiind la prima ediție și fiind de anvergură așa. Da, chiar e pasionat. Ca să faci așa ceva, trebuie multă pasiune. Da? Și e frumos gestul de a se adresa comunității la acest aniversar. Dar prin astfel de gesturi întăresc legătura cu comunitatea și atunci când mergi la primăria Suceava, să spunem, doamne, noi mergem în Coreea de Sud, că avem un festival
și te întreabă, da, ce ai făcut? Păi noi pentru oraș am făcut asta și cu asta și cu asta. Așa, da. Dincolo de faptul că stai ascuns și când nu mai nevoie. 10 sute de premii, după, da. Spunea, sunt peste 200 de concerte pe care le-au susținut doar în străinătate. Da, nu, da, adică care sunt, că și la primărie, când faci proiectul ăla, te întreabă, bun, ok, dar tu ce ai făcut pentru oraș? Păi uite, aia și cu aia și cu aia și cu aia. Și e ca un fel de punctaj, așa, și se adună. Aș fi mulțumit Ionuț Ilisoi, primarului și consiliului local, primarului actual, păi în funcție, adică și consiliului local, pentru sprijinul aproape necondiționat pe care l-a oferit, păi de fiecare dată. S-a dat sprijin, nici nu putea spune altfel, așa este. Și cred că ar fi foarte frumos ca și viitoarea echipă de la primărie poate să permanentizeze evenimente de tipul acesta. Nu să exploatez doar corala, dar mai sunt oameni care cântă și alte genuri muzicale. A fost cândva o stagiune de vară întreagă, fiecare weekend cu fanfara. Și fanfara, și corala, da, și muzică de chitară, și nu știu, da, și saxofon. Și să fie evenimente în zona asta publică a orașului, evenimente mai mici, discrete, nu concerte cu zeci de mii de participanți și cu zeci foarte de mii costisitoare. De da, e un gest frumos și e de apreciat și e vorba și de valoare, adică nu este un cor oarecare, aia s-au întâlnit câțiva sau să cânte, nu știu ce, au și valoare. Plus invitatul, au avut un invitat surpriză, e actualmente călugăr la Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, dar înainte, el vine de prin Bistrița, cred că nu greșesc, înainte a cântat și a câștigat un premiu la o competiție din asta națională. S-a completat foarte frumos cu corul și chiar au fost niște momente emoționante. Da, păi a fost în colaborare cu Arhiepiscopia. Cu Arhiepiscopia. De fiecare dată Arhiepiscopia e partener. Că o să spui că a cântat și a jucat și m-am adus aminte. Mi-a zis ieri cineva o glumă luată de undeva. Culeasă, se zice. Că la nunta prințului, știi ce e prințul? Ianis, nu? Da, Ianis. Așa. La nunta prințului, Ianis a jucat 10 minute după care a fost înlocuit cu Ali Bec. Bună glumă. Bunuță, da, da. Bună, nu că bunuță. Bună, zic că e bună. E, da, până e și eu am înțeles-o. Bună, ce mai... Chiar că e veșnică rezervă, adică chiar dacă ce e de fotbal, da, da. Așa. Și tot în zona asta, dimineața am făcut un interviu telefonic cu primarul la Câmpul Lung, Mieță Negră, și se a anunțat o nouă 35. Ediție, a 35-a ediție Întâlniri Bucovinene, 300 de artiști, 5 țări, România, Polonia, Ungaria, Republica Ucraina Moldova și Republica Moldova. Dar a zis domnul Negru, asta e baza asta cu Întâlniri Bucovinene. Dar în jurul acestor evenimente, paradă, spectacole de folclor și așa mai departe, se întâmplă mai multe chestii. De exemplu, e un parc pentru copii amenajat. Târg de turism. Târg de turism. Vine și Arhiepiscopia Cătălina cu agenția de turism acolo. De pelerinaje. În Oriaș. Direcția silvică o să aibă stand produs în Bucovina, gustă din Bucovina, sau cum se cheamă asta, de la Direcția Agricolă. Așa. O să fie multe, multe evenimente și aici vreau să ajung. Domnul primar a spus că anul trecut n-a făcut și că au sunat oameni, mai ales cei din jurul Câmpul Lungului, zic că, domnule, de iar Maroc. Fă și iar Maroc, acolo mai vin cu ustensile, cu din astea, gospodărești, cu lucruri mai ieftine. Zice, domnule, la banii noștri, fă și asta. Și se face și iar Maroc, dar iar Marocul nu e în centru, acolo unde sunt manifestările astea, ci în zona pieței. Dar nu e departe tot. Câmpul Lungul s-a schimbat bine în ultimii ani. E mult mai aerisit, e mult mai îngrijit. Da, o să fie vânzoleală mare la Câmpul Lung. Adică ori mergeți la eveniment, ori evitați orașul cu totul. Că da. Cam despre asta e vorba. Adică vineri sunt duminică. Da, începe vineri la ora 11 începe parada, asta înseamnă că bulevardul principal va da, fi blocat. Da, va fi închis, da, ca de fiecare dată. Până la ora 13 este parada când urmează deschiderea oficială. Și, din păcate, în zona aceasta, pe timpul verii, vor cam lipsi evenimentele tradiționale, cele cu pe muntele Rarău și ce se mai făcea. Înțeleg că nu vor avea loc anul acesta, sărbările muntelui și altele. Da, de bucurie, dar nu de supărare. Da. Și sâmbătă e și hram la Sfântul Ilie. Sâmbătă e și hram la Sfântul Ilie. E și hram la Fălticeni. Așa și la Fălticeni. Mare hram la Fălticeni.
Și sâmbătă e concert cu Lupii lui Calancea și surorile Oseanu. Știu că ție nu prea-ți place genul ăsta de muzică, dar așa că l-ai ascultat chiar sună foarte interesant. Foarte interesant. Rock cu folclor, hip-hop cu folclor. Niște combinații chiar foarte interesante pentru cei care vor și poate, o altă de experiență. Poate surorile Ursoaia sau... Nu, Oseanu, sunt celebre. E de mers și pentru aceste concerte. Păi a zis primarul că a invitat că-s două trupe cerute de public. Vezi, pe bună dreptate. Adică la solicitarea publicului și a zis că dacă oamenii vor asta, asta duce. Plus că sunt spectaculoși și vizual. Da? Pe catalige, pe... Da, foarte interesant și punerea în scenă. După au apărut pe telefon așa la... De la Beach Please sau cum s-a chemat? Așa, ce ți-a apărut? Am văzut doi băieți, Babașa l-am văzut odată și încă un băiat. Dar pe Babașa l-ai văzut și... L-am văzut cu Coldplay. Live. A sunat foarte în regulă, adică nu, eu nu-mi dau ochii peste cap. Nici eu nu mi-am dat ochii peste cap. Nu-mi dau ochii peste cap. A doua seară, prima seară a sunat Maia Manea. A doua seară a fost, înțeleg, mult mai prelucrat. A doua seară a fost foarte... De acolo. A fost prelucrat. Eu nu dau ochii peste cap. Vai, că a fost Babașa, Manelis. Sincer, nu știam, n-am știut de Babașa până la Coldplay. Nu știam, și l-am auzit că o zi înainte scandal și a sunat foarte în regulă ce au cântat ei acolo, el cu vocalistul la Coldplay. Și l-am mai văzut pe un băiat. Puneau niște versuri așa, dar mă uitam în public câtă lume era. Și nu știu cum să zic, transmit o energie, adică e ceva acolo. Bine, sunt pe aceeași unde, versurile, nu? Versurile nu știu ce, cu Madonna, nu, cu benzina, n-am înțeles. Dar băieți, și avea și băiatul al doilea, am uitat cum îl cheamă, și avea un grup de dansatori, fete și băieți, erau două fete, arătau beton. Dar și dansau probabil. Și dansau foarte regulă. Bine și băieții dansau foarte bine. Deci era o agitație pe scenă făcută așa, nu era foarte, era un pic haotică, părea un pic haotică. Cred că așa era gândită, dar transmitea anumită energie și ritmul băgat suna într-un fel. Eu nu-mi dau și ca străin până la urmă, Sorin, când nu înțelegi versurile, nu? Da. Și te uiți doar la... te uiți și doar asculți. Da, audio și vizual. Da? Probabil că dar impactul nu, adică, e altul. Nu știu, sunt câțiva foarte fandosiți. Sorin, eu am citit undeva, cred că am și văzut o mică înregistrare, dar mică înregistrare. Timberland, producătorul american de muzică, care are și piesă cu Madonna și cu Justin Timberlake, să înregistreze cu tarafuri de la noi. Da, bun, dar Johnny Depp avea taraful. Asta da. Nu, dar sunt niște genuri muzicale care plac la public, nu? Mi se pare că suntem prea fandosiți. Și considerăm că noi, eu nu sunt popular, doar știi. Da. Dacă se întâmplă așa, doar nu încep să mă pun locul în urechi, să mă ascund sau... Și să zici, vrei bani înapoi de bilet, nu? Dar n-am plătit niciun bilet. Că a venit Babașa și a cântat cu Chris Martin și o să încep să fâșchi. Și să spui că nu pentru asta ai plătit bilet. Apropo, ai plătit zeci de milioane pe bilet? Nu, mă, dar am plătit bilet. Eu l-am luat, nu m-a obligat nimeni să-l iau. Și... putea Coldplay să cânte Manele toată seara. Dacă îmi convenea, stăteam, dacă nu plecam. Dacă, de ce să-mi dea bani pe bilet? Că nu știai... Dar nu mă dăm la Coldplay. Nu te-a anunțat ce se întâmplă acolo. Dar ce, că au fost pe la Sting, pe la concerte. Sting care cânta ceva cu Police și pe urmă are și el niște din astea experimentale. Și au fost unii la Sting să-l vadă pe Sting și au fost din alea. Și? Aie. Sau când anul trecut n-ai fost la Guns N' Roses. Dacă când mergi la Guns N' Roses și te aștepți să cânte Guns N' Roses, nu, de fapt, nu mă aștept la cântă, nimic de la Guns N' Roses și n-am cu mers. Cu totul altceva, pentru că nu mai are calități vocale. Eu nu așteptam nimic de la aici. Dar instrumental Slash a fost senzație. Dar n-a venit Slash, a venit Guns N' Roses. Slash. Nu, n-a venit Slash. Câteodată poți să îți focalizezi urechile, să asculți doar chitara. Mulțumesc, Sorin, pentru discuția de astăzi. Ne vedem așadar la surorile Oseanu. Sau și la Lupii lui Calancea. La Sântilia, nu știu. Vedem. Sau la Sântilia, de ce nu? Doamnelor, domnilor, știrile continuă. Echipa de handbal masculină Universității Ștefan cel Mare din Suceava a plecat miercuri spre Debrecen, unde va participa la campionatul european universitar. Gruparea condusă de Iulian Andrei, Bogdan Șoldănescu și Răzvan Gavriloaia abordează competiția din Ungaria din postura de campioană în titră.
Echipa de handbal a Universității Ștefan cel Mare din Suceava încearcă să-și apere titlul de campioană europeană universitară la Debrecen. Iulian Andrei, Bogdan Șoldănescu și Răzvan Gavriloaia vor miza pe 14 jucători în Ungaria. Este vorba despre Florin Sârghi, Alexandru Boluga, Boton Balaș, Claudiu Lăzurcă, Cosmin Lupu, Alexandru Răuț, Iulian Roșu, Andrei Bruj, Eduard Iordachi, Pavel Loic, Dragoș Podovei, Cătălin Zarițchi, Alexandru Focșăneanu și Sorin Grigore. Ultimii patru vor fi aduși la Debrecen direct de la campionatul european de tinere din Slovenia. Ne-am pregătit bine în aceste 10 zile. Au răspuns corespunzător băieții la planul nostru de pregătire. Am început primii pentru că aveam campionatul european universitar și am vrut să fim pregătiți cât de cât pentru a merge acolo să ne apărăm cele două titluri consecutive câștigate în Polonia și în Muntenegru. De asta am decis să începem mai rapid pregătirea. Ceilalți care nu vor participa în Ungaria alături de noi la campionatul european vor rămâne acasă și vor continua pregătirea preponderent pe partea fizică. E într-adevăr un pic dificil. Dacă ar fi programat, nu știu, mai în luna august, ar fi mai ușor pentru că am avea o perioadă mai lungă de pregătire împreună cu toți. Pregătirea a decurs foarte bine de când am început. A fost un pic cam greu pe căldurile astea, dar zic că ne-am pregătit destul de bine. Sperăm să ne întoarcem victorioși de acolo, ca și în anii precedenți, să menținem titlul la Suceava. Formația suceveană a obținut dreptul de a participa la campionatul european universitar după ce a câștigat faza națională a competiției. În finala disputată în luna mai la Suceava, sucevenii au învins reprezentativa Universității din Pitești cu scorul de 34-23. Bucovina Rădăuți și Șomus Fălticeni au început pregătirile pentru sezonul 2024-2025 al Ligii a treia la fotbal. Prima etapă din viitoarea ediție de campionat are loc pe data de 31 august. Bucovina Rădăuți s-a reunit luni într-o formulă restrânsă cu doar 13 jucători. Gruparea rădăuțeană i-a pierdut pe Andrei Săhlean și Georgel Hopulele, care au plecat la Șomus Fălticeni, și pe Cătălin Grosu, Mihai Nistor, Cornel Căinari și Iosif Netbai, care au ajuns la Cetatea Suceava. În lipsa antrenorului principal din sezonul trecut, Ovidiu Murariu, căruia i-a expirat contractul, primul antrenament din această vară a fost condus de Marius Lup. Acesta a fost secundat de Sebastian Vicol și team managerul Iulian Ionesim. Tot luni s-a reunit și Șomus Fălticeni. La primul antrenament al verii, sub comanda antrenorului Daniel Soica, au participat 14 jucători. Printre aceștia s-au numărat mijlocașul Andrei Săhlean și atacantul Georgel Hopulele, veniți de la Bucovina Rădăuți, și juniorul Ionuț Moroșanu, adus sub formă de împrumut de la FC Bacău. Șomus s-a despărțit în pauza de vară de 4 jucători. Este vorba despre portarul Sergiu Borz, fundașul ganez Emanuel Asibei, care își va continua cariera în Liga a doua la Ceahlăul Piatra Neamț, Șerban Nițu și Robert David, ultimii doi fiind anunțați la nou înființată Cetatea Suceava. Formația fălticeneană va disputa primul meci de verificare pe 24 iulie în deplasare cu Aerostar Bacău. Sezonul 2024-2025 al Ligii a treia va începe pe data de 31 august. Știrile intermedia au ajuns la final, urmează starea vremii și subiectele zilei pe scurt. Nu uitați că ne puteți urmări și online pe paginile noastre de socializare și pe intermediatv.ro. Sunt Cătălina Biholar, toate cele bune! Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. La noapte cerul va fi variabil, mai mult acoperit în majoritatea zonelor regiunii. Vântul va sufla slab și moderat, iar în unele zone e posibil să se înregistreze averse. Temperaturile minime în continuare ridicate se vor încadra între 19 și 22 de grade Celsius. Și joi vremea va fi extrem de călduroasă în toată regiunea, potrivit meteorologilor. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei în majoritatea zonelor. În a doua parte a intervalului, la Târgu Neamț, Roman, dar și în zona de munte se vor înregistra averse. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 34 de grade Celsius.
Aflată sub influența băuturilor alcoolice, o șoferiță în vârstă de 38 de ani a provocat un accident cu 3 mașini în zona sensului giratoriu de la intrare în Suceava dinspre Moara. Femeia s-a izbit cu mașina într-un alt autoturism pe care l-a proiectat într-o altă mașină. În urma impactului, două persoane au ajuns la spital cu leziuni ușoare. Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a arătat că avea o concentrație de 1,48 de miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Ulterior, femeia a fost dusă la spital pentru recoltarea probelor biologice de sânge. Procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Suceava i-au pus sub acuzare pe patronul și pe directorul firmei de transporturi la care era angajat șoferul care a provocat accidentul de la cumpărătura, în urma căruia 5 persoane au decedat. Cei doi sunt cercetați sub aspectul comiterii infracțiunilor de ucidere din culpă și nerespectarea atribuțiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparațiilor. După ce în urmă cu mai puțin de o lună, un băiat în vârstă de 10 ani a dispărut în apele râului Siret, pe raza orașului Liteni, marți după amiază încă un copil s-a înnecat în zona barajului Perul Suceava, în localitatea Mihoveni. În urma acestei tragedii, autoritățile atrag din nou atenția cu privire la importanța respectării regulilor de siguranță la scăldat. Este esențial să se evite scăldatul în locuri neamenajate și să se respecte măsurile de precauție. După mai multe zile cu temperaturi caniculare vin furtunile. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de tip cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă până după amiaza zilei de joi 18 iulie în județele Suceava, Neamț, Botoșani și partea vestică a județului Bacău. Potrivit meteorologilor, instabilitatea atmosferică se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii, grindină, descărcări electrice și averse torențiale. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40-50 de litri pe metrul pătrat. Numărul amenzilor aplicate de Garda Forestieră Suceava s-a triplat în prima jumătate a anului 2024, iar volumul lemnului confiscat valoric a crescut spectaculos, depășind 40.000 de metri cubi. În lunile mai și iunie, inspectorii au desfășurat aproape 250 de controle, dintre care peste 150 doar în luna iunie, potrivit inspectorului șef Mihai Cășpărel. Aceste controle au inclus inspecții parțiale și de fond, multe fiind axate pe predarea în pază a suprafețelor cu proprietari necunoscuți. Corala Ciprian Porumbescu, Asociației Sing Bucovina, a marcat un an de la succesul de la World Tour Games din Coreea de Sud și 121 de ani de la înființare printr-un concert aniversar în Parcul Central din Suceava. Dirijorul Alexandru Semeniuc a condus evenimentul alături de invitați surpriză. Accesul a fost liber, iar organizatorii au amplasat 200 de scaune pentru spectatorii care s-au bucurat la ceas de seară de culori sonore ale folclorului românesc. Municipiul Câmpul Moldovenesc va găzdui între 19 și 21 iulie a 35-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor Întâlniri Bucovinene, un eveniment cultural de referință care aduce împreună 300 de artiști din România, Polonia, Ungaria, Ucraina și Republica Moldova. Anul acesta, sâmbătă 20 iulie, pe scena festivalului vor urca lupii lui Calancea și surorile Osuianu. Echipa de handbal masculin a Universității Ștefan cel Mare din Suceava a plecat miercuri spre Debrecen, unde va participa la campionatul european universitar. Gruparea condusă de Iulian Andrei, Bogdan Șoldănescu și Răzvan Gavriloae abordează competiția din Ungaria din postură de campioană antitră. Bucovina Rădăuți și Șomus Fălticeni au început pregătirile pentru sezonul 2024-2025 al Ligii a 3-a de fotbal. Prima etapă din viitoarea ediție de campionat va avea loc pe data de 31 august.